România ar putea consuma plante crescute în spații fixe sau mobile, amplasate în proximitatea centrelor de comercializare sau de prelucrare. Horticultura în medii controlate este o modalitate de creștere a plantelor în spații izolate din punct de vedere climatic, chimic și biologic, în scopul utilizării producției obținute pentru consumul uman ca hrană în stare proaspătă sau procesată, în scopuri medicale, precum și pentru obținerea furajelor verzi pentru animale, prevede proiectul depus la Parlament. Potrivit acestui într-o încăpere, plantele pot fi crescute pe suprafețe etajate. În acest caz, suprafața cultivată este dată de produsul dintre suprafața unui etaj și numărul de etaje, sau dacă suprafețele etajelor diferă, de suma acestora. Proiectul definește horticultura urbană ca fiind practica cultivării plantelor horticole, legumicole, inclusiv a ciupercilor, pomicole sau floricole comestibile, în scopul utilizării lor ca hrană în stare proaspătă sau procesată, sau în scopuri medicinale în spațiul intravenos al localităților. Propunerea prevede totodată proceduri clare conform cărora produsele vor fi etichetate ca fiind în medii controlate sau necontaminate chimic, precum și în sancțiuni în codul penal pentru schimbarea destinației unei investiții sau amendă pentru nedepunerea la termen de către beneficiari a situației economico-financiare. Proiectul vizează aducerea și în România a unor tehnologii care deja au peste 20 de ani vechime în lume și care sunt a treia revoluție agrară. Dacă prima revoluție a permis creșterea plantelor și reproducerea hranei în general în proximitate, legând într-un fel sau altul comunitățile umane de un anumit loc de geografia lui, lucru care a condus la toată organizarea socială în care trăim astăzi, a treia revoluție agrară vine cu delocalizarea producției de hrană, adică nu mai contează în ce zonă pedoclimatică te afli sau în ce moment al anului inițiezi o cultură. Poți să cultivi practic orice, indiferent de unde ești din punct de vedere geografic, așezat la un moment dat. Senatul este prima cameră legislativă sesizată, forul decizional fiind Camera Deputaților, relatează Digi24.ro.